și nu trebuia să omit să o prezint pe minunata doamnă care vine acum să ne cânte. Ea este de altfel un monument, un tezaur, este și denumită așa, tezaur uman viu. Nu e o glumă, este recunoscut acest tezaur inclusiv de Ministerul Culturii. De UNESCO, iată, chiar. Doamnă dragă, ce să spun despre dumneavoastră mai mult decât atât? Decât să-mi cer scuze că am întârziat venirea dumneavoastră, dar vorbeau mai înainte Marius și cred că și Ciprian a adus vorba despre cireasa aceea de pe tort. Aici avem un tort mare din felii din mai multe zone ale țării și dumneavoastră sunteți cireașa care se potrivește fiecărei zone. Așadar, ce să spun mai mult decât că vă invit să ne cântați și să nu faceți cumva să ne vină în ochi, sau poate că da, dar cu drag, cu nostalgie și cu iubire, și anume cristalinul acela pe care îl sugerează însuși numele dumneavoastră. Cu lăcrimioare de dragoste ne interpretează acum tezaurul uman denumit astfel Lăcrămioara. Lăcrămioara, pop cu lăcrămioare artistice pentru dumneavoastră. Bine v-am găsit, dragi frați! Eu nu o să mă adresez, pentru că nu știu ce ranguri sunt aici în sală. Am înțeles că Drojdie au rămas acasă și atunci Elita e aici, așa că nu vă știu titulatura la toată lumea. Așa că primiți din partea boțului de lut de la Tulgheș, așa, un bine v-am găsit, fraților. Noi așa știm din Ardeal, din Harghita, mai ales și din Covasna, că suntem 200 de mii de români, cu câteva milioane de frați în toată România. Așa că asta e, noi așa simțim. Deși când mergem prin țară, nu ne lipsește de pe bord tricolorul, că ne iau cu bolovani. Ăștia în țară au impresia că în Harghita și Covasna nu există niciun român. Mare păcat. Suntem cu câțiva și răi tare. Da, și răi de gură. Nu știu dacă o să vă uimesc cu ceva. Da, într-adevăr, sunt tezaurul uman viu, protejat UNESCO, așa cum a spus domnul prezentator. Eu sunt doar o relicvă, sunt babă bătrână, asta îi încerc să duc mai departe ce am învățat de la ai noștri. Asta este, de fapt, meritul și motivul pentru care am primit acest titlu. Am pregătit câteva cântece împreună cu soțul, pentru că în urmă cu mulți ani, 43 de ani, am zis la bine și la greu, iată că suntem aici împreună, și la frumos, greu e acasă când face repetiții. Da. Trebuie să vă mai spun că dacă sunt aici pe scenă, și dacă am mai ajuns să fiu numită tezaurul viu, se datorează indirect faptului că Părintele Iustin a fost un sfânt cu mare har. Tot ce a atins dumnealui a devenit medicament pentru suflet sau trup. În 2009 mi s-a confirmat că am cancer la sân. Copiii gemenii cei mici începeau liceu, al treilea dintre născuții noștri era anul întâi la facultate și eu am primit bolovanul. N-am spus la nimeni, am ascuns plicurile cu rezultatele, dar în clipa în care ascundeam plicul cu rezultatele între niște cărți în birou, brusc mi-a venit în cap, măi, vezi că ai acasă sticluță cu cu mirul de la cele 11 sfinte masluri de joi, du-te la el. Începând din 2009 și până în 2013, care e un an, mi-am dat de câte ori mi-am adus aminte pe sân cu mir. Am cerut iertare de la Dumnezeu că îndrăznesc și în postul Paștelui
din 2013, a spart singur și a ieșit afară. Ajunsese cât o piersică de mare. N-am spus la nimeni pentru că m-a rugat la Dumnezeu să mă ajute să trăiesc până termină cei mici liceu și cel mijlociu facultatea. Că după aceea îi consideram deja cu pâinea în mână. Dumnezeu a făcut mai mult de atât. Mi-a dat voie să mai trăiesc și să ajung până aici azi. Da, nu știu dacă știți ce instrument este ăsta. Se cheamă dobă țărănească cu strune. Se bate și se ciupe, se acordează după vioară. Este foarte vechi, este așa cam de două ori cât e vârsta mea. L-am cumpărat de la niște strănepoți ai unui octavel, care ajunsese să cânte la nunți și pe la tulgeri. Și când am luat, era doar lada, în rest am făcut noi. Avem un ansamblu pe care îl, de 15, de 16 ani îndată, de care ne ocupăm cu copii, de la mic până la mare, de la 15 până la 19 ani, sau de la 3 până la 19 ani, în sfârșit. Și cu ei am dus mai departe tot ce am găsit în vatra satului, pentru că Tulgheșul l-am găsit foarte bogat, dansuri, cântece, obiceiuri. Eu sunt venetică în Tulgheș, trebuie să vă spun că-s de pământ din Toplița. Dar m-am înfiat tulgheșenică, m-am căsătorit cu un tulgheșean de lor. Și dacă Dumnezeu m-a pus acolo, noi suntem oamenii aia care așa ne-a zis Dumnezeu, unde te pun acolo să muncești și să faci cât e bine, poți lucrul tău. Asta înseamnă patriotism. O să începem cu un cântec, a cărui versuri le-am făcut la rugămintea unei prietene care este plecată în SUA. Și după ce i-am dat versurile, i-a zis, mă, cântă-l tu, că eu nu-l pot cânta ca tine. Și atunci au rămas la mine și se cheamă Ișteas Românaș de-ai mei. Și neamul ți l-a iubit, la-i la-la-la-la-la-la.
la 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 la. Cu gândul la Dumnezeu, hai, hai, la 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 la. Că aici e geamut, la 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 la. Între răsări și abus, la 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 la. N-ai vrut ce ia la duia, la 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 la. Da-ți păzăște o gradată, la 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 la. Despre tinerețe și despre bătrânețe, care nu mi-aparține, dar e frumoasă. Tinereță, drop de aur, spune-mi unde să te caut. Spune-mi unde te găsesc, că tare aș vrea să te întâlnesc. Ai trăit pe lângă mine, când eu fost în lume bine, la 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 la. Mintea buiacă, nu credem că să-mi treacă, nu credem că să-mi treacă. Tinereța mea frumoasă, da, s-o dus de lângă mine. Bătrâneța văd cum vine, la 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 la. Ești tânăr și putere, tot atunci îți faci avere, dar degeaba strângi avere, că tot te ajung zâne grele. Poți să strângi avere multă, bătrâneța nu te uită, la 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 la. Bătrâneță, drop de sare, mi te-ai lăsat pe spinare, mi te-ai lăsat pe spinare, și-am un câmp pășesc mă doare. Bătrâneță, eu văd bine, am ajuns lucră la tine, la 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 la. Și de tine n-ai scăpa, cu noi părăsim lumea, măi, la 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 la. Astăzi am ascultat aici și poezie și de toate. La un moment dat era să mă pornesc pe plâns, noroc că au urmat alte momente. La priceasnă mi s-a întâmplat. Cum am să vă cânt? Așa la rece, o doină. O venit dorul așa pe sară, mi-a spălat inima cu venin. M-a înveninat, s-a dus inima la crăm, mi-a curs dorule hai. E plângor suspin, tot nu-ți pasă de-al meu chin. Ți-am zis, dorule, te dudat în manușă, nu tu cer dreptul tău. Și câștigi mereu, nu-ți pasă cât mi-e de greu. Cu dorul și m-am veninat tare, m-am pornit ca un calinare. La surori, părinți și frați, foști, vișini și prieteni dragi, dorule hai. Și lași numai fiind
apărare și suspin. Ani din copilărie mi-ai luat ca sâmblie, eu te-aș cumpăra, dorule, cumva, frică mică noi putea. Măruce umbre ca sa odată, e tare multă vreme iusca. Vinogradul crescut iarbă, nimeni nu ne mai așteaptă. Larma o tăcut, noi tăți-am crescut, în lume ne-am dus de mult. Schimbă-te, te-ntornă vreme, măicuța iar să ne cheme, cum fășe cândva, însă însăra și la șină ne chema. Schimbă-te, te-ntornă vreme, măicuța iar să ne cheme, să-i mai văd în prag. Cu tăicuța drag, ușă eu sara la sfat. Cred că a fost destul la tristețe, hai să zicem una și de crâșmăriță, parcă într-o crâșmă suntem, sau nu? Tineri, am fost și noi tineri, nu? Ha?
Tot iute și după aia am să închei cu o poezie. Perechează două versuri. Se cheamă Rugă și zice așa. Întâi trebuie să vă spun, tot ce scriu eu nu țin minte. Cum am scris, am uitat. Din cauza asta cu scripta la mine. Ține, Doamne, ești loc sfânt până vii iar pe pământ și mă ține și pe mine în turmă pe lângă tine. Ori la cer, ori pe pământ, ție, Doamne, să-ți tot cânt, că Tu, Doamne-n dar mi-ai dat lângă mulți și acest talent. Doamne, cu aceste daruri îndulci multe amaruri, cântând sufletul mi-alin, scriind, oameni bucurând,
Desenând pe scoarță albă, mai lăsam în urmă o urmă în iarbă, împungând pânza cu acu, făceam strai cum nu e altul. Giulciul alb împodobit, cum neamul meu l-a gândit și cum l-a încheiat anume, nu-i la un alt neam pe lume. Ne-ai dat nouă aici, sub soare, plai, cu munte și cu mare, cu câmpii mult roditoare și cu ape doinitoare. Ne-ai croit mult pricepuți să trăim prin băi și munți, ne-ai pus în delednicire și cunoaștere în fire, căci nativ acest popor știe face cu pridvor casa cu un singur topor, iar lucrând cântă cu dor. Femeile la războaie meșteresc lână de oaie, țes în strai, moale și gros, pentru iarnă călduros. Inul câne pa bumbacul, țes și cos pânza cu acul, casele împodobind pe toți din casă îmbrăcând. Banii-ai dat pricepere să vorbim cu florile, să învățăm leacurile din toate pădurile. Tu ne-ai șoptit la ureche, grai frumos, fără pereche. Tu ne-ai pus în taina minței, istețimea biruinței, scuzați. Darul muncii creatoare și a toate cunoscătoare. Darul de a ne descurca ori și ce am întâmpina. Frumusețea plaiului stă pe pânza straiului. Tot tu ne-ai dat iscusință cum să scriem pe altiță. Stă vechimea neamului scrisă în crucea straiului, în stâlpii portițelor și pe grinda caselor, în semnul mormintelor, în mulțimea troiților și în ochii bătrânilor când vorbesc nepoților despre toate câte au fost, despre a lucrurilor rost, despre a lor copilărie, despre sângele din glie, despre vechi înaintași, despre traci, ori despre daci, despre câți au fost vreodată pe tărâmul ce ne-ai dat. De când, Doamne, ne-ai născut pe ispetei de pământ, unde cântând am lucrat, ori zâmbind morții ne-am dat, pe cărarea îngerească, spre căsuța părintească, ce ne așteaptă în raza lumii, lunii, sub copacul înțelepciunii. Doamne, îți mulțumim de toate, pentru zi și pentru noapte, pentru dangă, pentru șoapte, pentru multe daruri toate. Te rugăm, Sfinția ta, păstrează-ne în turma ta, nu pentru că am meritat, ci pentru iubirea ta. Amin. Mulțumim, doamna lăcrămioară. A fost o firimitură, o picătură din tezaurul pe care îl reprezintă doamna lăcrămioară Pop și mă gândesc la faptul că noi avem atâtea comori și din comoara pe care o aveți dumneavoastră, vă rog să o lăsați măcar parțial poporului nostru, nației noastre, că așa cum nimic nu e întâmplător și am repetat acest lucru în repetate rânduri, poate că nu întâmplător am spus că sunteți recunoscută de Ministerul Culturii și dumneavoastră sunteți de fapt recunoscută de UNESCO. Și știu, dar insist asupra acestei idei pentru că noi n-am știut întotdeauna să ne recunoaștem valorile, comorile și străinii câteodată ni le-au prețuit mai mult decât am făcut-o noi înșine, așa cum s-a întâmplat cu Brâncuș, de pildă, care a vrut să dăruiască operele sale Ministerului Culturii și noi l-am refuzat. De aceea vă rog, doamnă, că știu, aveți foarte multe și neprețuite comori adunate, să le lăsați neamului nostru, că poate s-or trezi cândva fiii, ori nepoții, strănepoții noștri și vor prețui ceea ce dumneavoastră ne-ați fi lăsat. Da. Păi, să vă spun, la Turgeș există un muzeu foarte frumos, de care m-am ocupat din 2008 încoace. Avea vreo 300 de repere, l-au pornit dascării din comună și am avut norocul să-l pot muta într-o clădire nouă, reamenajată, și acum e în 5 camere. Deci rămâne ceva. Tot ce s-a putut, s-a adunat.
am scris pe Facebook, am trimis prin copii. Nu aruncați nimica, spuneți părinților, bunicilor, o cămeșă ruptă, o boală ruptă, aduceți-le la muzeu, le păstrăm de modern. Și am adunat câte ceva și pe deasupra avem ansamblul acela de care ne ocupăm și prin care au trecut peste 250 de prunci. Ce va rămâne? Sper să se găsească cineva să... Acum eu sunt pensionară, e 2 ani. Și eu tot de 2 ani. Stați așa că vreau să pup un dezaur, dați-mi voie să vă îmbrățișez. Mulțumesc tare frumos, să știți că...